Peste 1 milion de elevi au stat astăzi acasă, nu s-au ținut ore în București, Buzău, Vrancea și nici în unele județe din Moldova. Colegul meu, Lucian Bălteanu, are detalii. Lucian, unde se reiau mâine cursurile? Știm deocamdată că în București și Ilfov elevii se vor întoarce de mâine la școală. Pentru ceilalți, Ministerul Educației, dar și comitetele pentru situații de urgență din fiecare județ, împreună cu inspectorii, vor decide la 15:30 dacă vacanța se prelungește și mâine. Ministerul a deschis o linie specială, Tel Verde, la care părinții, elevi și cadrele didactice pot suna pentru a afla noile informații. Astăzi, 7100 de grădinițe, școli și licee au fost închise. Oana? Lucian, mulțumesc!